Bine v-am regăsit cu niște delicioase cornulețe cu cremă de mac, foarte delicioase și ușor de preparat. Le puteți umple cu ce doriți și cu ce vă place. Deci pentru aluat, 375 grame făină, 6 grame praf de copt, 60 de grame de zahăr pudră, un praf de vanilie, 150 de grame de cubulețe de unt rece. Începem să frământăm aluatul un pic. După care adăugăm un ou și 75 ml lapte. Obținem un aluat fraged și nelipicios pe care îl vom pune 30 de minute la congelator. Dacă sunteți pentru prima dată aici, vă invit cu drag să vă abonați pentru următoarele rețete ce le voi edita. Vă mulțumesc! Deci, pentru crema de mac, 200 g de semințe de mac, 100 de grame de zahăr pudră, coaja de la o lămâie, 100-110 ml lapte aproximativ și amestecăm totul foarte bine. Deci, repet, puteți umple acest minunat și fraged aluat cu ce doriți, Nutella, ciocolată, nuci, rahat sau cu ce vă place. După cum vedeți, am scos aluatul de la congelator, l-am împărțit, i-am dat forme cu o farfurie rotundă. După care am întins crema de mac deasupra și am nivelat totul foarte bine. Am împărțit în mai multe triunghiuri, exact așa ca în video, și le-am răsucit pe toate. Le-am copt la 180 de grade timp de 15 minute. Sunt cele mai fragede și sunt foarte delicioase. Și bineînțeles, vă invit cu drag să probați această minunată rețetă. Dacă v-a plăcut și v-am inspirat, vă invit cu drag să distribuiți această postare pe pagina și cu prietenii dumneavoastră. Vă mulțumesc, o zi minunată, pa, pa!